Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Slăvi să fie Domnul în acest moment. Avem întâlnirea foarte importantă, foarte importantă în acest moment. Întâlnirea specială. Aleluia, aleluia. Întâlnirea care Dumnezeu poate să ajunge la nevoia ta. Întâlnirea poți rugăciune. Aleluia. Slăviți să fie Domnul în acest moment. Slăviți să fie Domnul. Vreau să spun că numai cu ajutorul Dumnezeu am ajuns în acest moment. Numai cu ajutorul Dumnezeu. Și de aceea vă doresc ca harul și pacea lui Hristos să fie în casa ta, în familia ta. Halo al Hristos să fie peste fiecare ascultător în acest moment. Avem timpul extraordinar de rugăciune pentru că astăzi avem probleme foarte, foarte încărcate și de aceea e bine să începem cu rugăciune de mulțumire pentru această întâlnire specială și după aia citesc un text din pasaj din Scriptură pentru această rugăciune care urmează. Dumnezeu să vă întevine Dumnezeu la cauza ta, la celerea ta. Să nu uita că suntem 3 zile post și rugăciune, care spune postul Esterei, care în fiecare zi să avem întâlnirea specială. Va fi o mare binecuvântare pentru cei care e prezent chiar în acest moment, în acest întâlnire. Și de aceea Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare, Dumnezeu să vă binecuvânteze acolo unde sunteți, Dumnezeu doresc ca acesta post și rugăciune să aduce pacea în casa ta. Avem și mesaj special pentru că această întâlnire care avem 3 zile acesta va fi întâlnirea specific pentru familie. Pentru familie. Va fi și rugăciune specific pentru familie. Și de aceea vreau să, acolo unde sunteți, să închide ochii dacă ai posibilitate să conectezi cu ochii, inima deschisă pentru rugăciunea aceasta care vreau să fac acum. Doamne Iisus, în acest moment, îți mulțumim din toată inima. Îți mulțumim că ai deschis toate ușile, că am ajuns la a 10-a luna, care este octombrie. Și în fiecare lună ne-ai ținut în picioare, în postul Esterei în fiecare lună. Ne-ai ajutat în acest moment să fim împreună din nou la închinarea, la postul și rugăciune în luna aceasta a 10-a. Și de aceea, Doamne, îți mulțumim. Îți mulțumim pentru această lucrare minunată care ai făcut pentru noi. Binecuvântăm numele Tău, Doamne. Binecuvântăm numele Tău. În numele lui Iisus Hristos. Am o rugăminte, Tatăl meu din cer. Știu că întotdeauna mă ascultă rugăciunea. Poporul său au nevoie de intervenție la cauzele lor. Doamne, prezentă puterea Ta. Prezentă puterea Ta. Prezentă ungerea Ta extraordinar în acest întâlnire. Unde trebuie vindecare, vindeci. Unde trebuie mântuirea, deluie. Unde trebuie mânghiere, mânghie. Unde trebuie pacea, lasă pacea acolo. În numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus. Doamne, ochii Tăi privește la fiecare sufletul care e conectat în acest moment. Eu ca și om nu am cum să ved
pe tot, dar ochii tăi vede, vede pe femeia aceea, vede pe băiețelul aceea, vede pe bărbatul aceea, vede tinerii aceia, vede dorința inimilor, vede. Și de aceea, Doamne, încredințez această întâlnire în mâna Ta. Cuvintele rostite să aduce rod la fiecare cauză. În numele lui Iisus Hristos, în numele lui Iisus Hristos, oh, ce blocajele, Doamne, să fie dezblocate în numele lui Iisus Hristos. Binecuvântează fiecare sufletul, cel sângele Tău, Doamne, păcatele să fie iertate. Spară pe fiecare cu sângele Tău ce sfânt. Sângele Tău se spară. Sângele Tău se spară. Iată toate păcatele, Doamne. Demonstreze puterea Ta în acesta postul și rugăciune. Doamne, binecuvântează pe fiecare. În numele lui Iisus Hristos, îți mulțumim, Doamne, că ne ascultă rugăciunea. În numele Tată, Fiul și al Duhului Sfânt. Amin, amin. Popor se strigă, amin. Domnii bun! Domnii bun! Oi și când Dumnezeu este bun. Aleluia! În acest moment de întâlnire vreau să spun că avem foarte multe cauzele care trebuie să conectăm la rugăciune pentru ele, pentru că e foarte important în acest moment de întâlnire, de post și de rugăciune. E timpul extraordinar că Dumnezeu a dăruit pentru noi. Eu spun sincer, ceva se va întâmpla în acest post. Pentru că deja Dumnezeu m-a arătat foarte clar că mulți vă maturisi ce au făcut de Dumnezeu. Avem multe maturie, dar maturia care m-a mișcat și inima mea, din nou toate maturiile, mă mișcă inima. Pentru că maturie arată cine este Dumnezeu. Maturie arată că Dumnezeu nu doarme. Maturie arată că Dumnezeu nostru e viu. Aleluia! Rama shama garatu. Și vă încurajez, orice maturie, nu ia așa de ușor. Orice maturie, ia maturie aceea ca și pentru tine. Pentru că maturie naște maturie. Maturie naște maturie. Aleluia! Am avut maturie astăzi de la Sola Florica, la Chie Responsabilități, grup WhatsApp, care o maturisit despre vindecare miraculos că Dumnezeu a făcut chiar când era în somn, când dormea. Dumnezeu a vindecat, a făcut minuni. Dumnezeu a operat-o de fibron. O scos fibron care suferea de ani de zile. De-a seama că există Dumnezeu. Maturisea cum Dumnezeu o scos acesta fibron. Din trupul ei o ieșit fibron acesta. Pentru că Dumnezeu face minuni. Și gândiți-vă la acesta post și rugăciune. Pentru că când ne rugam noi, miercuri, era Dumnezeu mă spune, Charles, fă ungere în pamele tale și întinde câte oamenii care ascultă mesaj, că ceva se va întâmpla, aleluia. Ai văzut deja o ieșit maturie. Dacă ascultă programă de miercuri, eu sunt vindecat de Iisus, să vezi acolo când Dumnezeu spune, rostește cuvântul, ca fibron se dispară, ca fibron se dispară, se fie uscat, se dispară. Aleluia! Era mai multe cuvinte rostite la toate cauzele. Și de aceea femeia aceasta a avut o parte de această maturie
că există Dumnezeu care susține cuvântul lui cu semne și cu minuni. Așa face Dumnezeu. Dumnezeu nu oposește niciodată. Și de aceea avem întâlnirea acestă zi. Întâlnirea de rugăciune. Voi începe rugăciunea la Eu sunt eliberat de Iisus. Dar înainte să începem, vreau să citesc în Psalmul 126. Psalmul 126, citesc acest pasaj. Dacă ai venit în această întâlnire cu credința, aleluia, trebuie să vezi ce poate Dumnezeu să face. Să vezi ce poate Dumnezeu să face. Pentru că în câteva minute va face ungere cu îndelem. Am mai spus, dacă ești slujitor, pregătește ce se întâmplă în 3 zile acestea. Dumnezeu va folosi în nivel care nu ai experimentat niciodată. Dacă ești slujitor care dorește ungele puternic, care dorește cu rostesc cuvântul ceva să va întâmpla, în această post-rugăciune Dumnezeu mă vorbi foarte clar. Va fi rugăciune special pentru umple cu putere Duhul Sfânt, umple cu vasul tău, cu putere extraordinar, aleluia, ceva se va întâmpla. Și de aceea citesc acest pasaj din Scriptura care spune în Psalm 126, versetul 5 și 6, înainte să intrăm în rugăciune, aleluia, eu spun că această întâlnire, întâlnirea care va transforma viața, Rato shoto logo shamagarato. Și de aceea, în acest moment spune cuvântul Dumnezeu. Eu spun, repet. Oriunde aude maturie, proclam maturia aceea. Pentru că maturie vorbește ca să aude, ca să vezi, ca să proclam puterea aceea. Ca să faci o parte de maturia aceea, ca să poate să adopteze în viața ta. Când am văzut maturia al Florica, am proclamat-o rapid, aleluia, așa să rămâne în casa mea, așa să rămâne în familia mea, așa să rămâne, aleluia, jato rogo shama garato, așa să rămâne la soție, așa să rămâne la copii. În acest moment declar din nou, aleluia, cuvântul acesta, Psalm 126, versetul 5 și 6 inclusiv. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie, aleluia. Postul acesta este cu lacrimi. Postul acesta este cu lacrimi. Aleluia! Nu va stai degeaba în post și rugăciune. Va secere de bucurie. Secere va fi bucurie. Secere va fi văsărie. Secere va fi maturie. În numele lui Iisus Hristos. Secere va fi vindecare miraculos. Secere va fi eliberare miraculos. Secele va fi transformare miraculos. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Aleluia. Acum seamănă. Seamănă de durele. Seamănă de cu lacrimi. Adică cu durele. Cu așteptarea de pasarea ta. Seamănă. Ceva se va întâmpla. Va secela bucurie. Vă secela maturie. Acolo unde oamenii au căzut, vă ridicai picioare. În această post-rugăciune, acolo unde au căzut unii, au căzut alt. Acolo unde au murit oameni, vă ridicai sănătos cu bucurie. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Rato șoto. În versetul 6,
cel ce umblă plângând când aruncă semințe. Umblă plângând. Unde să mai vin ajutor? Unde? Cum să mai fac cu viața mea? Cum să mai fac cu copiii mei? Cum să fac? Mi-e rușine să mai ies pe stradă. Mi-e rușine să mai spune la alții despre durerea mea, despre apăsarea copiii mei, despre probleme soțul meu, despre probleme soția mea, despre viitorul nostru. Nu mai știu cum se fac. Nu mai știu cum se fac. Plângând, 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 prorocesc prin cuvântul acesta în viața ta. Prorocesc prin cuvântul acesta în viața ta. Durerea aceea, prins aceea, să fie prins de transformat de mărturie. În numele lui Iisus, în numele lui Iisus Hristos, umblând plângând, mă duc la magazin plângând, mintea mea acolo, mă gândesc cum se rezolvă această problemă, plângând de durere. Dumnezeu spune la mine în acest moment să transmite la tine Ramashamagaratu acesta plâns în acesta post și rugăciune vă este transformat de bucurie, de bucurie în numele lui Iisus, în numele lui Iisus. Aleluia! Când plângeai, aruncai semințe. Și ce semința aceea? Semința aceea este cererea ta. Când plângeai, aruncai semințe. Doamne, asta vreau să rezolvă pentru mine. Doamne, asta vreau. Doamne, asta vreau. Doamne, ajută-mă aici. Doamne, ajută-mă încolo. Acesta-i semință. Acesta semință. Semințe în căsătorie. Acesta-i semințe. Semințe în durere de buta. Acesta-i semințe. Semințe în durere de maseaua. Acesta-i semințe. Semințe. Semințe de boară. Aruncai semințe. Aruncai semințe. Semințe în cauza copiii tăi, aruncai semințe, să nu uiți că aruncă semințe la pământ bun. În acest moment, toate semințele care a aruncat-o, în acest moment Dumnezeu spune la mine, trebuie să fie udat, trebuie să fie udat, rostește cuvântul peste acesta semințe. Că să fie udat, că să aduce rod. Semința ta să aduce rod. Semința ta să aduce rod. În numele lui Iisus Hristos. Semința ta să aduce rod. Ai prins destul. Acum să aduce rod. În numele lui Iisus. Semințe în cauza soțului tău. Semințe, semințe, ai aruncat o grămadă de semințe. Cum vrei să fie soțul tău? Ai aruncat-o, ai aruncat-o. E ca și nu vezi rezultatul. Să fie udat în numele lui Iisus. Acesta semințe să aduce rod. În numele lui Iisus. Aruncai semințe. Aruncai, soția mea nu mai știu ce să fac, nu mai știu, nu mai știu, probleme peste probleme. Semintea aceasta să aduce rod în numele lui Iisus, în numele lui Iisus,
semințe, aruncai semințe. Doamne, ca în cel care am în trupul acest, ce să fac? Medicii nu pot să mă vindeși. Numai durere peste durere. Ce să fac, Doamne? Semințe aruncate. Să duce lor vindecarea ta. Să duce lor vindecarea ta. Dispară numele din Iisus Hristos. Acesta probleme se dispară. Acesta cancer se dispară. Semințe. Jama garato șoto semințe, semințe. Semințe aruncate. Semințe aruncate, spune cuvânt. Se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Aleluia, ceva extraordinar. În acest moment ceva extraordinar se va întâmpla în câteva minute. Voi face ungele din nou. Acolo unde ești, să știi că Dumnezeu e acolo în acest moment. Jato rogo shamaga rebaba shalaba rebaba rebaba shalaba. Să fii pregătit de vindecare miraculos. Avem celele acesta. Aleluia. 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 Începem cu cei care au probleme cu cancer. Cei care au probleme cu cancer. Lama shato rogo shamaga rebaba rebaba. Cancer, cancer, cancer care merge generația în generație. Care e cancer aceea? Tumoră. Tumoră care o merge în generație în generație. Tumoră acesta, se știe că cancer este un duh obraznic. Un duh obraznic, ai nevoie de eliberare în acest moment. Ai nevoie de eliberare în acest moment. Acesta cancer. Cancer acesta. Întinde mâna ta pe ecran acest moment. Acesta cancer. Prin autoritate Duhul Sfânt. Prin ce spune Iisus. Marcu 16 cu 17. Mergeți, vindecă bolnavi, eliberează. În acest moment, acesta cancer, jato rogo shama rebaba rebaba shalaba. Acesta cancer, poruncesc în numele Iisus Hristos să ies afară din trup acesta. Acesta cancer, cancer în piept, cancer în creier, cancer în rinic, cancer în stomac, cancer în oasele, cancer, 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 cancer. Cancer în șold, cancer, cancer în pancreas, cancer, cancer în urechi. Aude ce spune Dumnezeu în acest moment. Acesta cancer se dispară în numele lui Iisus. Out! Yes, afară, în acest moment, în acest trup. Yes, 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 yes. Yes, afară, yes, afară. Ies afară acest cancer. Acest cancer. Se ies afară în numele lui Iisus Hristos. Poruncesc în acest moment. Prin autoritate dat Hristos. Se ies afară cancer. Se fie uscat. Se fie uscat. Prin acest ungere cu un delem. Se fie uscat. Se fie uscat. Se fie uscat. În numele de Iisus. În numele de Iisus.
Duhul acesta cancer să fie uscat. Aleluia! Uscat! Să fie uscat! Să fie uscat! Aleluia! Să fie eliminat! Să fie eliminat! Să fie eliminat! În numele lui Iisus! În numele lui Iisus! În numele lui Iisus! În numele lui Iisus! Jato rogoșomă! Greba vareba! Rato soto! Semintea aceasta aruncată începe să fie udată acum. Începe să fie udată acum. Să aduce rod. Rod de vindecare. Rod de vindecare. Dispară cancer. Yes! Ies afară în numele Iisus. Ies afară în numele Iisus. Oriunde ești, mă rog pentru cei care sunt paralizați. Acesta cauză de paralizie. Paralizie. Paralizie, 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 duhul obraznic, se începe să fie eliminat în acest moment, se începe să dispară, în numele lui Iisus, în numele lui Iisus, paralizie, paralizie oriunde ești, paralizie în gura, paralizie în ochi, paralizie la picioarele, mâinile, paralizie. Se ies afară în numele lui Iisus. Ies afară din trup. Ies afară din trup. Ies afară din trup. Ies afară din trup. În numele lui Iisus. Orice legătură demonice la copiii tăi. De legătură demonice. Legătură demonice care nu lasă pe el sau pe ea să apropie de Dumnezeu. În acest moment, Duhul acesta se fie legat în această clipă. Se fie legat. Se fie legat. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Duhul acesta nascutare. Care țin pe cineva legat. Că să nu audă vocea lui Dumnezeu. Care n-ascută cuvântul lui Dumnezeu. Se fie legat. Se fie legat. Orice duh care dubură mintea ta. Se fie legat în numele lui Iisus Hristos, se fie legat, se ies afară, se ies afară, se ies afară. Prin ungerea aceasta, cu îndelem, aceasta ungerea, orice febră, orice febră, orice febră, se ies afară, se ies afară, orice virus, ies afară din trup. Ies afară din trup acesta. Nu se mai întoarce niciodată înapoi. Niciodată. Orice duh care întunecă mintea lui cuiva. Orice duh care a întunecat mintea lui cineva. Care a întunecat mintea. Se ies afară. Se ies în numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Afară. Afară, orice duh care a manipulat mintea lui cineva, orice duh de vrăjitorie, se cade, se iese, se fie legat. Duh de vrăjitorie, duh de vrăjitorie, se iese afară, se iese afară, se iese afară. Acesta duh de vrăjitorie, care merge generație, generație, în acest moment, fii dezlegat de ea, fii dezlegat, 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 în mintea ta, fii dezlegat, în duhul tău, fii dezlegat, în gândul tău, fii dezlegat, orice duh care manipulează mintea ta, mintea-l soț, mintea-l soția, mintea-l copii, mintea-l nepoți, se fie dezlegat, se fie legat acest duh obraznic, duh de răutate, duh de pornografie, se dispară, de cuvie, prea cuvie, se dispară, în numele lui Iisus, în numele lui Iisus, se ies afară în acest moment. Ies afară acesta duh de obraznic.
Cineva vrea să renunțe la droguri, nu poate, se lupte, nu ai cum, să fie liberat în numele lui Iisus. Oriunde ești, oriunde ești, să fii eliberat în numele lui Iisus Hristos, ratosoto, out, iese, depresie, să ies afară duc de frică, depresie, I command you to leave, porunce să iese, să ies afară. Hallelujah, depresie. Rababa shalaba rebaba rebaba shalaba rebaba raba. Roto soto logo shema garaba. Pune o mână pe capul acesta. Primește ungere în acest moment, ungere cu un telem. Pune o mână pe capul tău în acest moment. Eliberare miracros. Magashato logo shema gariba baribaba shalaba rebaba rebaba shalaba rebaba raba. Blocajele în casătorie, eliberare în numele lui Iisus, blocajele în casătorie, să ies afară, orice blocajele, anul acesta va fi an de bucurie, anul viitor să fie anul de sărbător. Sărbătorie, va fi bucurie mare pentru tine, pentru casa ta, va fi sărbători, aleluia, va chema pe oameni la nunta ta, anules orice blocajele la casătorie, la tineri acesta, anulez numele lui Iisus, orice duh în spatele acesta probleme, ca să nu fii căsătorit, dar aruncai seminte, în acest moment, semintea acesta aruncate să aduce rod. Ce probleme care împotriva căsătorie, ies afară numele lui Iisus, jamareba bashata raga shatorogo semagarato, maga semagareba bareba bashala bareba bareba, roto sotologo semagareba bashatu, marog pentru copii tăi. Aleluia! Cine care e căsătorit, numai probleme în familie, neînțelegere cu soțul, neînțelegere cu soția, sau soțul plecat, nu mai vrea să vină acasă, sau soția plecat, nu mai vrea să vină acasă, primește ungere de pace, primește ungere de rezolvare, primește ungele de înțelegere din nou. Aleluia! Dispară duhul neînțelegere în familia ta. În numele lui Iisus Hristos. Duhul acesta neînțelegere în familia ta să ies afară în numele lui Iisus Hristos. Neînțelegere în familia ta care vine să distruge căsătoria ta, să ies afară, în numele lui Iisus Hristos, shamagarato, orice duh de neietare, care ce rău a adus în familia ta, ca să distruge căsătoria ta, să ia bagaje, să prece numele lui Iisus. Să ia bagaje, să prece în numele lui Iisus Hristos. Jama gareba mareba bashala bareba barato soto logo shama garato. Garaba bareba bashala bareba bareba bashala ba. Ce duc de băutura.
Vreau să întorc la Dumnezeu de băutură, nu mă las. Vreau să întorc la Domnul fumat, nu mă las. O, cine că aude vocea mea în acest moment, că ne aduce cineva la Hristos în acest moment, că ne orunca semințe, ca copiii lui se lasă fumat, se lasă în joc de noroc, se lasă băutula. Ai aruncat sămintea aceea, întinde mână pe ecran, primești. Primești rezolvarea. În numele lui Iisus Hristos, se cade toate lanțurile în acest moment. În numele lui Iisus Hristos, ai aruncat sămintea pentru nepoții tăi, ai aruncat sămintea aceasta pentru țara unde locuim noi, unde locuiești tu. Această semințe s-a duce lor în numele lui Iisus. În numele lui Iisus, semințe aruncate se fie udate în acest moment. S-a duce lor. S-a duce rod în numele lui Iisus Hristos. Acesta post și rugăciune se eliberează casa ta. Dezlegarea în orice blocajele în casa ta. În numele lui Iisus Hristos. Probleme financiare. Mă rog pentru probleme financiare, blocaje la financiare, să fie ridicat în numele lui Iisus. Să fie dezblocat în numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus. Contract. Primește în numele lui Iisus. Vânzarea aceea care te așteaptă se vânde în numele lui Iisus. Dezlegarea în pământ te vrea să vând. Dezlegarea la casă care vrea să vând. Dezlegarea. Orice mașina care vrea să vând. Dezlegarea în numele lui Iisus Hristos. Ramașamare baba rebaba șalabare baba. Dezlegare, dezlegare, dezlegare. Dezlegare, 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 dezlegare. Dezlegare, dezlegare. Primești favoarea peste viața ta, favoarea peste viața ta, favoarea peste viața ta, favoarea peste semințe aruncate, 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 favoarea, 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 favoarea peste semințe aruncate, peste semințe aruncate, favoarea, anulezi nenorocirea. Anulez nenorocirea, anulez nenorocirea, semințe aruncate, anulez nenorocirea, rostez favoarea, 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 rostesc, 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 primești, aleluia, acesta ungerea, primești, 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 acolo unde oamenii au căzut, nu m-au putut să ridice, ridică-te în acest moment, ridică-te în acest moment, prin favoare de la Hristos, ridică-te în acest moment. Aleluia! Rababa shalaba rababa rababa shalaba rababa 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 shalato soto logo shima gareba basa magarato remaga shato logo shima gareba basa rababa rababa roto soto logo shima gareba rababa sato logo shima garato maropen apartament unde locuiești, maropen to bucătărie acolo, sângele lui Iisus peste bucătărie acolo. O, ce nenorocire acolo, rostez favoarea, rostez favoarea, rostez favoarea. O, acolo unde locuiești, acolo unde locuiești, acolo unde locuiești, în numele lui Iisus, în numele lui Iisus, rostesc
favoarea lui Hristos peste apartament acolo. Rostesc favoarea lui Hristos peste casa acolo. Aleluia! Anulezi nenorocirea. Anulezi nenorocirea la bucătărie acolo. Anulezi nenorocirea la coridor acolo. Anulezi nenorocirea la bucătărie. Anulezi nenorocirea acolo la baie. Anulezi nenorocirea acolo în living. Anulezi nenorocirea acolo în camera. Anulezi nenorocirea. Anulezi nenorocirea. Anulezi. Anulezi în curtea nenorocirea până foc Duhul Sfânt se arde. Se prinde foc Duhul Sfânt acolo în acest moment. Se arde toate nenorocirea. Se arde toate nenorocirea în casa aceasta. Se arde. Când pui în pas să dormi, nu mai poți să dormi bine în casa ta. Nu mai vise, vise urute. Se ia foc. Foc Duhul Sfânt se arde toate nenorocirea în numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus se arde la mașina ta. Se arde toate nenorocirea. Se rămâne foc al Duhul Sfânt acolo. Până numele lui Iisus în apartament aceea. Până numele lui Iisus la coridor acolo. Până numele lui Iisus. Pun numele lui Iisus și la haine care ai. Pun numele lui Iisus și papucii tăi. Pun numele lui Iisus la orice ai. La durapul tău. Numele lui Iisus și la favurie. Orice ai. Pun numele lui Iisus. Ce rău ai pierdut în acest moment. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Acesta virus. 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 Există virus, ai febră în cauza virus, coronavirus, întinde mâna ta la ecran acesta, primește vindecare milacros. Acesta virus se ies afară din trupul tău. Acesta virus, un duh obraznic, se ies afară numele lui Iisus Hristos. Se ies afară numele lui Iisus Hristos. Se dispară în numele lui Iisus Hristos. Orice virus. Orice virus. Aleluia. Băiețelul aceea care are leucemie, care a făcut transplant de Moldova, acolo unde ești în acest moment, rostesc vindecare miracros. Rostesc vindecare miracros în stomac acesta. În numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos, eliberare total. Eliberare. Copiii tăi va veni acasă. Copiii tăi care nu au sunat de mult luni de zile. Va ridica telefon să sună la tine. Rostesc favoarea peste viața ta. Favoarea lui Dumnezeu se caute pe tine. În numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus. Orice blocaj la mântuirea în casa ta, în familia ta, se fie anulat în numele lui Iisus. Se fie anulat în numele lui Iisus. Orice blocaj de mântuirea, orice duh obraznic care nu te lasă, care nu lasă copiii tăi să apropie de Domnul, se fie eliberat în numele lui Iisus. Să ies afară în numele Iisus. Yes, yes, yes. Orice blocajele, orice blocajele, orice blocajele. Vrei să vândi apartamentul tău? Luni de zile nu ai reușit. Ai cumpărat teren. Vrei să construiești? Autorizație nu mai pot. Te chinuie. În numele lui Iisus, favoarea se susține pe tine în acest moment. Anulezi toate obstacole în această clipă. În numele lui Iisus Hristos, maxim o lună și două săptămâni. Favoarea va atinge de tine complet, va vinde, va rezolva toate problemele. În numele lui Iisus, aceste probleme, blocajele,
loc de muncă. Ai nevoie de loc de muncă. Te chinuie ca să ai loc de muncă. Te lupt ca să ai loc de muncă. Nu ai cum. Nu ai cum. În acest moment, mă rog pentru tine. Loc de muncă e deja există pentru tine. Favoarea Dumnezeu peste tine. Favoarea Dumnezeu peste tine la loc de muncă. În numele lui Iisus, primește în acest moment. Primește în acest moment. În numele lui Iisus Hristos, dezregale în apartamentul aceea. Dezregale la casa aceea. Dezregale. În numele lui Iisus. 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 Casa aceea deja e vândut. Dezregarea. Rostesc favoarea peste casa aceea. Rostesc favoarea peste bloc aceea. Rostesc favoarea peste apartamentul acesta. În numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos. Maxim începând de astăzi. O lună și două săptămâni. Va mărturisi că există Dumnezeu în această generație. Dacă crezi, primești. Dacă crezi, primești. Dacă crezi, primești. Dacă crezi, primești. În numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus. Anulezi orice înșelăciune. Anulezi orice înșelăciune. Mulți o găsi pe cineva în căsătorie în cauza că o găsit omul nepotrivit. Omul a venit cu înșelăciune. Fata a venit cu înșelăciune. Anulezi orice înșelăciune în familia ta. Anulezi orice înșelăciune la copiii tăi. Anulezi orice înșelăciune. Anulezi orice înșelăciune. În numele lui Iisus Hristos. Anulezi orice înșelăciune. La copiii tăi, la fata ta, la băiatul tău, orice înșelăciune în viața aceasta, anulez, în numele lui Iisus, în numele lui Iisus, înșelăciune se dispară din casa ta, pun numele lui Iisus în casa aceea, pun numele lui Iisus în casa aceea, în numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos. Toate acestea cerere. Toate acestea semințe aruncate. Să duce rod începând de acest moment. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Mă rog pentru cineva care are fibron. Cum fibron a dispărut din trupul Florica, așa și orice fibron, pune mâna în buta ta, pune mâna în stomac, pune mâna acolo, pune mâna acesta, în acest moment. Pune mâna acolo. Cum Dumnezeu nostru, Hristos care surgim noi, Hristos, care am văzut minune peste minune. Hristos, care o vindecat, o făcut minune. Eu nu se uit niciodată. Odată la Buzău, acolo, era o femeie care avea două tuburi, care medicii au pus în linie acolo. Dumnezeu a vindecat-o și-o dispărut tuburile și-o vindecat și linic. Medicul zice că nu se bat. Zicea la București, la femeia aceea, zice: femeie, ești bine, dar unde sunt tuburile? Unde-i? În ce medic ai fost? N-am fost niciun medic, dar ai fost. Nu se poate. Nu se poate tuburile care am pus cu mâna mea. Cum, unde tuburile? Da, avem pe Dumnezeu care spune în Psalmul 100,
Psalmul 100, versetul 3. El ne-a făcut, a Lui suntem. Dacă El ne-a făcut, dacă El ne-a făcut, El nu poate să ne opereze. Cum Dumnezeu a operat pe Florica în timpul somnului, scos acolo, a eliminat fibron. Aleluia! Așa și în viața ta în acest moment, orice fibron să fie eliminat în numele Lui Iisus. Orice chist în ovale să fie eliminat în numele Lui Iisus. Orice chist dispară în numele Lui Iisus. Ies afară. Orice virus, orice probleme, orice chist, orice fibron, oriunde există în acesta mădularele ta, oriunde există fibron, să fie vindecat, să fie eliminat, cum Florica eliminată a ei, așa se elimină și a tău în acest moment, să fie uscat din rădăcini, să fie eliminat în numele Lui Iisus. Mă rog, acesta, orice grandă tiroida, să pui mâna acolo, grandă tiroida. Cum fibronul a fost eliminat, acesta grandă tiroida să fie eliminat în numele Lui Iisus. Să fie eliminat în numele Lui Iisus. Glanda tiroida să fie uscat, această noduri să fie eliminat în numele Lui Iisus. Orice gangrion să fie eliminat în numele Lui Iisus. Să fie vindecat, să ies afară din trup, să ies afară din gât acolo, să iese. În numele Lui Iisus iese, să iese, să iese. În numele Lui Iisus Hristos, ceva se întâmplă în acest moment, raba, șato, rogo, șama, ceva s-a întâmplat deja, ceva deja verifică, ceva s-a întâmplat deja. Vindecat, văd o femeie care deja Dumnezeu atins de grandă în acest moment. Aleluia, ceva deja s-a întâmplat, ceva. Zato rogo shama garaba sato. Magasima garaba shama garaba. Se fie vindecat, eliberat. Dispară toate blocajele în viața ta. Orice lucru care nu produce bucurie se dispară în numele Lui Iisus Hristos. Ești liberă. Ești liberă. Ești liberă în numele Lui Iisus Hristos. Aleluia! Doamne, îți mulțumim această rugăciune. Popor va rosti împreună cu mine de 3 ori. Eu sunt eliberat de Iisus. Eu sunt eliberat de Iisus. Eu sunt eliberat de Iisus. Hai să repetăm din nou. 1, 2 și 3. Eu sunt eliberat de Iisus. Eu sunt eliberat de Iisus. Eu sunt eliberat de Iisus. În numele Lui Iisus Hristos. Amen. Amen. Aleluia. Să vi se fie Domnul în acest moment. Mă bucur din tot inima pentru această întâlnire special. Să știți că asta suntem prima zi de post și rugăciune. Orice probleme care confruntă pe tine, să știți că prin post și rugăciune, în acesta post și rugăciune, repet, și mâine va fi întâlnirea specială care orice slujitori puteți să vii la închinare în acesta întâlnire. Dacă ai niște blocajele la întâlniri, unii au foarte mari blocajele la mesaj, se dezvoltă mesaj, se aude direct, să aibă călăuzirea la mesaj. Mâine va fi rugăciune specială pentru acest lucru. Când deschide gura, ceva, cuvântul vine, distribuie cuvântul exact cum de Dumnezeu. Și acest lucru este probleme spiritual. Moment când nu poți să lasă cuvânt să curge, există blocaje acolo. Și dorești să mergi înainte cu cuvânt, dorești,
dar nu ai cum. Te rogi, nu vezi că nu se mișcă nimic. Ai nevoie de rugăciunea aceasta. Mâine va fi unul dintre mâine va fi rugăciune specială pentru acest lucru. Și astăzi avem și cheie responsabilități care e bine să intrăm la cheie responsabilități pentru acest întâlnit, pentru că după aia la ora 5 avem și întâlniri, după aia la ora 7 în limba engleză și suntem așa de mai multe întâlniri. Cum am spus de la început, că întâlnirea aceasta este întâlnirea specială pentru familii. Noi tot acolo unde ești, Dumnezeu să știi că suntem o familie. Suntem o familie. Și dacă ai Biblia, puteți să deschideți împreună cu mine în Marcu, capitolul 10. Marcu, capitolul 10. Marcu, capitolul 10, versetul 9, în singur verset citim, Marcu, capitolul 10, versetul 9. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul se nu despartă. Marcu, capitolul 10, versetul 9. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. La cheie responsabilitate 67, titlul mesaj este avantajul de a fi o familie. Avantajul de a fi o familie. Să fie o familie are foarte mare avantaj. Să fie o familie are foarte mare avantaj. Și de aceea, în acest moment, vorbește despre avantaj să fie, că să fie o familie are foarte mare avantaj. Și cuvântul Dumnezeu care vorbește în acest pasaj spune, deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Omul să nu intră în lucrurile care Dumnezeu a făcut. Omul să lasă ce a făcut Dumnezeu să rămâne cum a făcut Dumnezeu. Omul să nu intră în investiția lui Dumnezeu, că să încearcă să distruge investiția a lui Dumnezeu. În acest moment vorbim despre acest pasaj, pentru că e probleme foarte, foarte grave. Și spune în acest pasaj ce a împreunat Dumnezeu. Omul să nu despartă. Avantajul să fie de a fi o familie, familie are foarte mare avantaj. Dar trebuie să înțelegem în această zi ce avantajul care Dumnezeu vorbește în această zi. În Ioan capitolul 17, în Ioan capitolul 17, citesc versetul 23. Iisus vorbește în acest pasaj. Eu în ei. Eu în ei și tu în mine. Vorbește despre avantaj de o familie. Eu în ei, ei e ceva extraordinar. Eu în ei și tu în mine are o legătură frățească, are o legătură celesc. Spune mai departe
pentru că ei să fie în chip desăvârșit una, că să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că ei și că și i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Dumnezeu dorește în acest moment minunat ca noi să fim exact cum Dumnezeu a făcut omul să fie de la început. Omul nu este așa din întâmplare în lumea aceasta. Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu este ca familii să fie exact cum dorește Dumnezeu. Una din ele care trebuie să vorbim în acest moment este, adică punctul 1 este împărtășind împreună. Împărtășind împreună. Orice familie care au nevoie de avantajul acesta de a fi o familie, ai nevoie la punctul 1 să înțelegi împărtășind împreună. Împărtășind împreună este cuvântul extraordinar, cuvântul care aduce bucurie în inima lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu vorbește în Marcu capitolul 10, versetul 9 acolo, care spune ce a împreunat Dumnezeu, ce Dumnezeu a lipit să fie așa. Omul să nu intre acolo ca să despartă. E foarte mare pericol când omul intră ca să despartă ce o zidit Dumnezeu. Acesta este investiția lui Dumnezeu. De multe ori noi considerăm, oh, e soția mea, oh, e soțul meu, oh, e copilul meu, fac ce vreau eu, dar nu cum vrei tu, nu cum vreau eu. Problema este că acesta, familie, este construit prin legurile lui Dumnezeu. Familii mai mare valoare ale familiei, cum noi gândim noi ca omul omenesc. Omenesc, e soția mea, omenesc, e copiii meu, omenesc, e membra biserică noastră. Să nu uitați că familii este comparație de familie, este o biserică. O biserică. Și momentul când faci ce vrei, pentru că poți să faci, și ai uitat că familie este construit de Dumnezeu. E ca și mașina ta. Ai cumpărat mașina. E mașina ta, da, a tău, cu numere tău. Da, dar nu ai voie să conduce mașina ta fără permis. Nu, mașina ta e a tău. Probabil ai dat și 1000 de euro la ea, și 500 de euro la ea, și 10.000 de euro la ea. Nu contează. Legea ne spune că nu avem voie să conducem mașină fără permis. Chiar dacă a tău. Așa este și la Dumnezeu. Dumnezeu a făcut tot. Dumnezeu a făcut tot. Dumnezeu a încredințat familie în mâna noastră. Suntem doar chiriași la familie. Suntem doar chiriași. Pentru că familie
Dumnezeu a făcut familie exact cum trebuie să fie. Și de atunci, la punctul 1, ca să putem să rămânem la acesta, avantajul de a fi o familie, una este împărtășind împreună. Iisus, Tatălui i-a trimis aici pe pământ. O venit. Să știți că nu a făcut nimic fără Tatăl să fie de acord. Tot ce a făcut Iisus, a făcut tot împreună cu Tatăl. Pentru că acesta era avantajul lui de fie o familie. Și în 1 Corinteni capitolul 1, 1 Corinteni capitolul 1, versetul 10. Vandem, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire. Același fel de vorbire. Și să n-aveți dezbinare între voi. Ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Apostolul Pavel nu spune lucrul acesta de la el. Acest mesaj era mesaj care Duhul Sfânt a dat la Apostolul Pavel ca să transmite la familie al Hristos. Cum este familia al Hristos, așa și este în fiecare familie. Spunea cuvântul foarte important, ca familia să rămâne exact cum a construit-o Dumnezeu, trebuie împărtășind împreună. Împărtășind împreună. Să nu fie nici dezbinarea dintre noi. Dezbinarea înseamnă eu nu sunt de acord, eu fac cum vreau eu. Dezbinarea înseamnă că eu pot să fac pentru că am autoritate să fac eu. Nu contează dacă te doare, să nu te doare. Dezbinarea. Dezbinarea distruge familii. Dumnezeu dorește împărtășind împreună. Și la cheltuieli împreună. Și la mâncare împreună. Sprijin. Sprijin. Cum poți ca familia să merge bine? Asta înseamnă că faci lucrarea lui Dumnezeu. Ou ce faci în familia, în familie, faci pentru că Dumnezeu n-a obligat să facem lucrul acesta. Familia dezbinate este împărăția lui Dumnezeu dezbinate din familia aceea. Puteți să te rogi cât vrei. În moment când familia e dezbinată, în moment când război în familie, împărăția lui Dumnezeu se depătează de familia aceea. Și pentru că Dumnezeu nu vrea ca familia să fie dezbinată, Dumnezeu vrea ca familia să fie unit, cum a făcut de la început. Ajutorul potrivit.
Vorbeam cu cineva data trecută, spune că când Dumnezeu spune că o dat o femeie ca să fie ajutorul potrivit, înseamnă că numai femeie poate să ajute bărbat. Și bărbatul nu poate să ajute femeie. Am spus că nu așa stă lucrul. Ajutorul potrivit înseamnă că eu nu văd spatele meu. Eu nu, dacă e mizerie în spatele meu, nu văd. Soția ta care stă lângă tine, mai aproape de tine, poți să spune că mașa acesta în spate e modal. Omul nu vede greșelile lui. Dacă ai cineva lângă tine, poți să vezi, omul acel vede greșelile care le faci, că le poți să te ajuți ca să corecteze. Ajutorul potrivit nu dă femeie să ajute pe bărbat, sau dă bărbat să ajute femeie. E două lucruri care lipit împreună. Ajutorul potrivit. Ajutorul potrivit. Bucurie care lipsește mine când eram singur. Moment când sunt căsătorit, soția mea poate să mă ajut ca să completeze această bucurie care lipsește mine. Ajutorul potrivit. Și eu pot să ajute și pe ea când era singură. Bucurie care lipsește în ea, eu pot să fie ajutor pentru ea ca să completeze această bucurie. Împărtășind împreună orice familie care nu se roagă împreună, care nu au timp împreună, asta înseamnă despărțirea spirituală. Și despărțirea spirituală ajunge la despărțirea fizică. Nu doar pentru cei care sunt căsătoriți vorbește acest test. Și cei nu sunt căsătoriți. În moment când nu ești căsătorit sau căsătorită, împreună ai o familie. Familia ta este oamenii al copii al lui Dumnezeu, biserica. Familia ta este oamenii care întâlnești, care ai înțelegere cu ei, care poți să vorbești despre Dumnezeu. E familia ta. Și e foarte important să înțelegem că familie are mare avantaj în lumea aceasta. Pentru că Dumnezeu a pus familie. În 1 Petru, citesc versetul 8. Încolo, toți să fiți cu același gândiri. Același gândiri. Asta înseamnă împărtășind împreună. Împărtășind împreună. Să aveți același gând. Să aveți același direcție. Nu cu acuzațiile, nu. Familia zidită de Dumnezeu nu trăiesc doar în acuzațiile, condamnările, nu. Nu, același gândirea. Nu înseamnă că același gândirea înseamnă același sentimente. Nu, sentimentele pot să fie diferite, dar gândirea să fie același. Gândirea aceea înseamnă eu să mă gândesc despre împărăția lui Dumnezeu că vrem să ajungem amândoi. Împărăția lui Dumnezeu că vreau să ajung cu copiii mei. Împărăția lui Dumnezeu că vrem ca tot familia să ajungem acolo. Atunci, orice planul vrăjmaș împotriva familiei, eu am curaj să mă ridic, că să anulez.
Nu eu să mă duc înainte. Când de ce rău vrea să distruge casă, mă duci, acelez înainte. Nu. Când ce rău vrea să distruge casă, eu trebuie să mă trezesc. Eu trebuie să mă trezesc. Să știi că gândul acesta, nu gândul care vine de la Hristos, că gândul acesta vine de la diavol. Pentru că diavol vrea să distruge familia mea. Lucrul acesta nu doar bărbat face, nu doar femeie face. Lucrul acesta, gândul acesta, trebuie amândoi să avem același gând. Pentru că în momentul când amândoi avem același gând, atunci amândoi putem să biruim situația aceea și scoatem planurile al vrăjmașul din casa noastră. E foarte, foarte important ce spune omul Dumnezeu. Spune, simțind cu alții. Pentru că în momentul când ai același gând, gândul tău să fie salvarea. Gândul tău să fie pentru rezolvarea problemele. Nu gândul de a distruge familie. Familia nu a tău. Familia nu a meu. Suntem doar chiriași. Chiriași suntem noi în familia noastră. Chiriași suntem în biserica noastră. Și de aceea Iisus spune într-un pasaj din Scriptură, zice, am venit ca să salvesc, să vă ajut, să fie rob pentru voi. Eu nu am venit să fie dictator pentru voi, nu. Am venit să fie servitor. Să vă ajut. În alte cuvinte, eu sunt mai jos decât voi, dar în ochii Dumnezeu, eu sunt mai înalt decât voi. Cei care smerește, e cei care servesc. Cei care smerește, e cei care servește. Același gând, nu gând de dictator, nu. Nu gând de a separa, nu. Familii suntem chiriași în familia noastră, chiar dacă e soția mea, chiar dacă e soțul tău, chiar dacă e copiii tăi, dar chiriași ești. În ei muncești, în ei muncești pentru valoarea care Dumnezeu va deți în viitor. Știi cum se dă seama că suntem chiriași? Știi cum se dă seama că suntem chiriași? Dumnezeu vorbește în Filipeni, înainte să întoarcem înapoi, hai să citim cartea, cred că și Efeseni, dacă găsesc mai repede, ori Efeseni, ori Filipeni, hai să caut Efeseni prima dată. Efeseni, capitolul 6. Efeseni, capitolul 6, spune, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că ce este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este ce din tii porunca însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multe vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întretați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului, pentru că suntem chiriași. Asta e. Dacă nu suntem chiriași, Dumnezeu poate să spune, copii, face ce vrei cu părinții tăi. Copii, bate brestema și pe părinții voștri. Face ce vreți voi cu părinții voștri. Părinți, face ce vreți cu copiii voștri. Aruncă noroi asupra lor. Face ce vrei. Nu. Ascultați ce spune Domnul în acest moment. Suntem chiriași în familia noastră.
suntem chiriași în biserica noastră. Unii pot să vină, zice că ei cineva, ei pot să contureze, ei pot să pune, aruncă, ucide, tai cap, va. Hei, ascultă ce spune Domnul astăzi. Dacă ai în mintea ta acest lucru, asta înseamnă te lupți direct cu Dumnezeu. Te lupți direct cu Dumnezeu. Direct, pentru că suntem doar chiriași. Iisus spune, cine mai mare dintre voi va fi cel mai servitor să servească? Pentru că suntem chiriași. Moment când diavolul vine în mintea cineva că el poate, că el e tare, el așa, ea așa, începe să ies, să strici legurile lui Dumnezeu și orice om care va ridica împotriva ce o zidit Dumnezeu, ce o împreunat Dumnezeu, orice om care va atinge de ea, va fi probleme foarte grave. Aia am spus de la început. Când ai mașina ta și ai luat-o pentru că știi să conduci mașina, ai plecat pe drum fără să ai permis. Poliție rutier, când prinde pe tine, amenda va ajunge la os. Puteai să strigi acolo, e mașina mea, e mașina ta, dar ești chiriaș în mașina ta pentru statul român. Ești chiriaș în mașina ta pentru european. Ești chiriaș în mașina ta pentru orice loc în lumea aceea și în Africa, peste tot, nu ai voie să conduce mașina fără permis. E mașina ta, da, dar ești chiriaș. Așa este și în familie. Suntem chiriași în familia noastră. Că să ajutăm, că să străduim, că lucrurile se merge bine. Aia spune în 1 Petru, capitolul 3, versetul 8. Încolo, toți să fiți cu același gândiri. Același gândiri. Gândiri de a rezolva problemele. Gândiri de a merge înainte cu Dumnezeu. E foarte important ca să înțelegem că Dumnezeu lucrează în familia în chip minunat. Să știi că Dumnezeu lucrează în chip minunat în casa ta. Dumnezeu lucrează, dar e foarte important să avem același gândire, același direcție. Ca dacă suntem chiriași ca suntem noi aici pe pământ, vine vremea când noi tot va pleca. Noi tot va pleca. Și dorința lui Dumnezeu când spune ca toți familii să fie una, este ca toți să fie în împărăția lui. Toți să fie în împărăția lui. Spune mai departe acolo, zice, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Pentru că suntem chiriași. Și de aceea Dumnezeu vorbește în această zi ca împătrășind împreună, nu doar la rugăciune, nu doar la citirea cuvântului. Și în orice mișcare care facem în familia noastră, să nu facem ca eu sunt stăpân în casă, eu fac ce vreau. Nu. Nu. Orice faci, să știți că și mâncare și apa de băut
care ai dat la copiii tăi, care ai dat o soția ta, care ai dat la cineva membru la biserică unde faci o bat, apa. Ai răsplată. De ce ai răsplată? De ce? De ce Dumnezeu spune că ai răsplată? Ai răsplată pentru că ești chiriaș și ai smerit, ai lăsat tot exact cum Dumnezeu dorește. Să nu ai în gând de a distruge familie. Împărtășind împreună, în Psalmul 133, spune cuvântul foarte interesant în acest pasaj, versetul 1, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Să locuiască frații împreună. Nu spune că să locuiască frații împreună înseamnă că toți frații din biserica se vine să mute la tine acasă, să locuiești acolo împreună. Dacă aveți 100 de membri, chiar dacă ai o cameră, se vină 100 de frați acolo să stau împreună. Nu refere acest lucru. Cuvântul se referă să locuiască împreună, să avem același gând de împărăție. Să avem același gând al Hristos, nu gând de a-i distruge investiție că l-a făcut Dumnezeu. Și în 2 Corinteni, capitolul 13, spune ceva foarte interesant. 2 Corinteni, capitolul 13, citesc versetul 11. Încolo, fraților, 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace. Și Dumnezeu dragostei și a păcii va fi cu voi. În momentul când am în gând meu de a întări Biserica lui Hristos, de a întări familia mea, nu de despățire, nu de alunca familia în gunoi, de alunca Biserica lui Hristos în gunoi, nu. Să ai în gând, gând al Hristos, împărtășind împreună, trebuie te simți durere al familiei. E foarte important acest lucru. Și a doilea lucru este bucurie. Avantajul de a fi o familie, a doilea punct este bucurie. Bucurie. Trebuie în familie să te lupți ca bucurie să rămâne în casa ta. Nu întristare. Nu. Citesc în Isaia, cartea Isaia, capitolul 55. Cartea Isaia, capitolul 55, versetul 12. Da, veți ieși cu bucurie, veți ieși cu bucurie. Când ieși din casă, ieși cu bucurie. Când toace în casă, întoarce cu bucurie. Va ieși cu bucurie. Aceasta e dorința lui Dumnezeu.
Orice familie care trăiește în întristare, sunt familii care scoate afară puterea al lui Dumnezeu acolo. Familii, ca să aibă avantajul acesta, avantajul de să fie o familie este bucurie care aveți în familie. Bucurie că ne avem în familie noastră. Spune de, da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuzit în pace. Când a ieșit cu bucurie, atunci va fi călăuzit în pace, va fi călăuzit în lucrurile care aduce pacea în inima ta. Dacă ieși cu întristare, dacă ieși cu supărare, nu ai cum să fii călăuzit de puterea Duhul Sfânt. Nu ai cum, pentru că inima plină de amărăciune nu va fi călăuzit de puterea Duhul Sfânt. Dar inima plină de bucurie sunt inima care va fi călăuzit de Duhul Sfânt. Avantajul acesta este bucurie. E foarte important orice lucru care vine să fure bucurie în familia ta. Dumnezeu ne cheamă să ne luptăm ca lucrurile aceia să fie rezolvate. Munți și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vă bate din palme. Se vezi că și când ai ieșit din casă cu bucurie și pomii se simte, fără să de seama, și munți se simte, fără să de seama. Și de aceea când Moise ei se uca pe munte, nu uca pe munte cu întristare. Când uca pe munte în rugăciune, cu bucurie, puterea Duhul Sfânt coboara peste ei, de deau ei călăuzirea. Și de aceea bucurie este un mare avantaj. Orice familie care bucurie nu în casă lor, nu face o parte din avantajul. E avantajul, e cadou. E cadou care vine de la Dumnezeu, este bucurie care este în casa ta. Orice familie care numai cetule, numai supănarile, ei se chinuie singur. Se chinuie. Mă rog pentru familia ta în acest moment. Orice întristarile, orice amărăciunile în casa ta se dispară numele lui Iisus. Se dispară numele lui Iisus. Pacea lui Hristos să fie acolo. Bucurie. În Proverbi, cartea lui Proverbi, capitolul 10, Proverbi capitolul 10 spune ceva foarte important, avantajul de a fi o familie. Versetul 28, 10-28 Proverbi. Așteptarea celor neprihănit nu va fi decât bucurie. Nu va fi decât ce? Bucurie. Așteptarea e cadou. E ceva care Duhul Sfânt, Dumnezeu ne dă. Pentru că familie este ceva, cum am spus de la început, suntem doar criași. Suntem doar criași. Și în cauza că suntem criași, sostinele al lui Dumnezeu pentru noi ca și criași, când facem partea noastră, este să se toarnă în noi bucurie. Se toarnă în noi bucurie. În
Să vezi, am citit aici durerile care este în familia ta, orice durere în familia ta, orice apăsare în familia ta. În numele lui Iisus Hristos, poruncesc acest duh obraznic se dispară în numele lui Iisus. Se dispară în numele lui Iisus pentru că acest lucru fule liniște. Să nu uitați că familie care au miliarde de euro în cont nu se bucură de miliarde de euro care au un cont dacă bucurie ale Dumnezeu netunat în duhul lor. Va fi banii plini în cont, dar va fi cel mai sărac. Și cei care au un leu, un leu, nici un euro, un leu, și plin de bucurie tunat de Duhul Sfânt, se fie mare avantaj pentru ei. Pentru că ei se bucură mai mult decât cei care bani plin în cont. Bucurie în casă. Bucurie în casă e ceva care Dumnezeu vorbește în acest moment. Acesta este avantajul de a fi o familie. Bucurie în casă. Nu că ce rău nu se vine. Ce rău vine să aduce întristarile, să aduce amărăciunile, să aduce nemulțumirile, să aduce supărarile. Asta e treaba lui, e munca lui, e munca lui, e munca lui. Dar pentru noi, avantajul nostru este să rămânem cu bucurie în Dumnezeu. Citesc proverb în Romanii capitolul 14, Romanii capitolul 14, versetul 17. Romanii capitolul 14, versetul 17. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Nu asta e împărăția lui Dumnezeu. Acolo unde e împărăția lui Dumnezeu? Știi când Iisus învăța pe ucenici cum se face rugăciune, Iisus spunea la ei, vino împărăția ta, vie împărăția ta, vie împărăția ta, coboară împărăția ta. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu face concurentul cu mâncare și beutură. Nu. Împărățeu dovadă că împărățeu Dumnezeu așezate într-o familie este acest lucru. Bucuria este și neprihănirea, pacea, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Asta face lucrurile extraordinare într-o familie. Nu contează cât mâncare ai în casă. Contează dacă bucurie hrana ceresc. Hrana ceresc este care Dumnezeu folosește ca să alimenteze familie, este bucurie, este pacea, este neprihănirea. Este acest lucru, sunt ceva care nu găsești în lumea aceasta. Dar în Hristos găsim lucrul acesta. Suntem chiriași. Dumnezeu ne cheamă ca să trăim în acest avantaj. Chiar în sfârșit acest masaj, voi face rugăciune special pentru acest lucru. Să nu fim împotriva investiției lui Dumnezeu. Acest lucru vorbește în acolo în Marcu 10 cu 9. Să nu fim împotriva investiției lui Dumnezeu. Familie
sunt investiții al Dumnezeu. Familia este investiția lui Dumnezeu, care noi trebuie să lucrăm în ea, ca să păstrăm familia exact cum este. În Ioan capitolul 15, Ioan capitolul 15, versetul 11. Ioan 15 cu 11. Iisus spune cuvântul acesta. V-am spus aceste lucruri. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămâne în voi, bucuria lui să rămâne în noi și bucuria voastră să fie deplină. Acesta este vitamina spirituală care ne ajute ca și o familie să înaintăm în calea lui Dumnezeu. Vitamina spirituală. Dacă nu avem această vitamină spirituală, nu putem să stăm în picioare. Numai nemulțumire. Atunci lăsăm pe cel rău să aduce investiția lui. Investiția cel rău în viața oamenii, copiii lui Dumnezeu, încearcă să aduce nemulțumire. Asta e investiția lui. Se investește nemulțumire. Se investește amărăciune. Se investește mândrie. Se investește gelozie. Se investește lucrurile care nu mă ajută la nimic. Nu mă distruge în ea. Se investește îngrijorările. Se investește frici. Asta e investiția lui. Și de aceea avantajul de a fi o familie este bucurie. Bucurie. Să fii ochi, cu ochii deschiși. Nu că nu vine supălarele, nemulțumire, vine, vrei, nu vrei, vine. Dar Dumnezeu ne spune ca bucurie să fie deplină, noi trebuie să fim cu ochii deschiși. Ca să putem să tratăm această probleme, ca să știm că lucrul acesta nu face o parte de împărăția lui Dumnezeu. Că acolo unde este împărăția lui Dumnezeu, acolo este pace, bucurie și neprihănirea a lui Dumnezeu acolo. Nu suntem dictatori în casa noastră. Dar Dumnezeu ne-a chemat să fim servitori. Să fim oameni care știm că eu știu că eu sunt chiriaș. Iau fel reacționez. Chiriaș nu investește multe lucruri în casă unde sunt chiriaș. Nu ai voie să faci ce vrei, să modifici casa unde este chiriaș. Așa este la Dumnezeu. Noi suntem chiriași. Dumnezeu spune ce a împreunat Dumnezeu, nimeni să nu se desparte. Adică chiriași nu ai voie să modifici nimic. Numai proprietar are voie să face cum dorește. Dacă proprietarul a împreunat, așa va rămâne. Și de aceea avem atâta divorț. Avem atâta divorț pentru că noi considerăm că eu fac ce vreau, am găsit pe altcineva, eu bag divorț, mă duc în alte parte, fac ce vreau, fără să dai seama că te lupt direct cu Dumnezeu care a împreunat lucrul acesta de la început. Dacă înțeleg că eu sunt chiriaș, iau fel mă lupt ca să rămân în picioare, iau fel mă lupt ca pace să fie în familia noastră. Să nu uitați ca oricine care se lupte ca să desparte familie, sunt om care se lupte direct cu Dumnezeu. Direct, nu cu soțul, nu cu soția, nu cu copii. Asta a doilea lucru.
Poate copii să fie afectate, poate soția să fie afectate, poate soț să fie afectate în emoționar, dar ce mai mare probleme este omul aceea. Se o lupta cu Dumnezeu, orice om care o lupta cu Dumnezeu nu are siguranță să ajunge la Dumnezeu care a luptat cu el. Pentru că ai luptat cu Dumnezeu. Ești criaș, nu ai voie să modific nimic în casa unde ești criaș. Nu ai voie să mută pereți unde vrei, unde ești criaș. Nu ai voie să mută pereți. Nu ai voie. Trebuie să vorbești cu proprietar. Dacă proprietar spune, eu vă mut pereți, asta e ceva. Dar Dumnezeu spune ce a împreunat el. Nimeni nu se desparte. Pentru că aceasta este investiția mea. Aceasta este investiția mea. Și a treia punct este iertare. A treia punct este iertare. În Matei capitolul 18, iertare este orice om care vrea să beneficieze în acesta avantajul de a fi o familie, trebuie în inima ta, în mintea ta, în gândul tău, să fie plin de iertare. 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 Este a treia rând. Matei capitolul 18, versetul 35. Tot așa, vă va face și tata meu cel ceresc. Dacă fiecare din voi nu iată din toată inima pe fratele său, va fi probleme. Suntem chiriași, Dumnezeu pereți, stâlpi, care ține casă noastră, nu avem voie să mutăm stâlpii aceia, stâlpii de iertare. Stâlpii de iertare. Și stâlpii de iertare este stâlpii care este în loc foarte periculos dacă încerci să mute stâlpi de iertare. Pentru că stâlpi de iertare și stâlpi de dragoste e același, îi ripit împreună. Când vorbește despre dragoste, acolo iese iertare. Când vorbește despre iertare, acolo iese dragoste. Și de aceea, stâlpi acesta e stâlpi principal care ține casa tare. Iertare. În orice a fi, să nu muți stâlpi de iertare. Familie, ca să fie în siguranță, ai nevoie de iertare, chiar dacă ai dreptate. Luptați să ieți, pentru că tatăl tău din ce te-a iertat și de aceea au pus stâlpi acesta în familie. Și iertare. Coloseni capitolul 3. Coloseni capitolul 3. Munca aceasta nu munca care un om se face. E munca doi sau trei în familie se face împreună. Nu munca tu faci. Nu. Nu. Noi că suntem familie. Noi că suntem o biserică. Pentru că calitatea care Dumnezeu o dat la familie, același calitatea Dumnezeu o dat la biserică. Pentru că biserica e născută din familie.
Ni biserică ne scută familie, nu. Nu, nu. Familia o ne scută biserica. Și de aceea familie care nu pot să ieți acasă, că merg în biserica, tot greșelile găsește. Nu rămâne nici în biserică. Și Coloseni capitolul 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții. Îngăduiți-vă unii pe alții. Când spune îngăduiți-vă, să nu uitați la greșelile. Lăsați omul să face cum știe el, dacă o greșit, să nu ții ca și că să aruncă pe el în gunoi. Îngăduiți-vă, lăsați să face și ce știe. Spune, și dacă unul are pricina să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. V-am iertat Hristos. Cum vă iertați Hristos, așa iertați-vă și voi. Acesta stâlp de iertare era și stâlp în familia lui Hristos. Stâlpul acesta de iertare. Hristos, când a venit în familia lui, aici pe pământ, lui. Noi suntem frați cu Hristos. Facem o parte din familia lui Hristos. Și de aceea, Hristos nu a mutat stâlpul acesta de iertare, a lăsat-o cum Tatălui din cer a pus-o. A lăsat-o cum este. Familii care va ajunge în bătrâneția și despărțirea lor să fie la moată și întâlnirea lor din nou să fie în cer, trebuie să ai trei calități acestea. Împărtășind împreună, trebuie să fie acolo. Și diavolul obligator se vine ca să nu împărtășind împreună. Dar va suferi pentru că nu împărtășim împreună. Bucurie este a doilea. Luptați că bucurie să fie în casă. Pentru că acolo unde este bucurie, acolo este pacea. Acolo unde este pacea, acolo este și bucurie. Și de aceea orice lucru care vine să fure bucurie în familie, ridicați pentru că aveți toate echipamentul în voi. Hristos în noi. El este echipamentul nostru. Dacă noi cu ochii deschiși, dacă noi să fim cu ochii închiși, nu vedem această calitate. Dacă ochii noștri deschiși, să vedem ce spune Dumnezeu, atunci Dumnezeu va reacționa împreună cu noi ca aceste lucrurile care vine să fune bucurie în familia noastră se dispară. Și de aceea e tare foarte important că este ultimul mesaj în această seară. E tare. E tare. Să nu ia pix, să notezi greșelile. Moment când ia pix, notezi greșelile, asta înseamnă că tu începe să mute acesta stâlp principal ca Dumnezeu o pus în familie. Stâlpi, acesta nu trebuie să cheame pe cineva să mute împreună cu tine. Lăsați stâlpi de iertare să rămâne cum Dumnezeu a așezat-o. Pentru că stâlpi de iertare este mestecat împreună cu stâlpi de dragoste. Dacă nu poți să ierți, asta înseamnă nu poți să iubești. Dacă nu poți să iubești, asta înseamnă că nu poți să ierți. E două lucruri care îi repet împreună. Dar Dumnezeu ne cheamă pe noi ca stâlpul acesta
să nu mutăm. Citesc în ultimul mesaj în cartea Geneza. În cartea Geneza să fie la încheiere înainte să ne rugăm pentru acest lucru. Avantajul de a fi o familie. Geneza capitolul 50. Citesc numai versetul 17. Citesc numai versetul 17. Pasajul vorbește despre Iosif după când frații lui au făcut ce au vrut ei cu el. Eu spun ceva. Eu spun ceva ca să mă înțelegeți. Nimeni din lumea aceasta nu poate să închide ușa care Dumnezeu a deschis peste tine. Numai dacă tu de voie. Neietai, Dumnezeu a văzut inima lui Iosif. În momentul când Iosif, frații lui, a bătut joc de el, Iosif nu avea nici în gând că se răzbune împotriva lor și de aceea Iosif a ajuns acolo exact unde Dumnezeu a vrut ca el să ajunge. Dacă el avea gând neiertare, Iosif nu ajunge acolo. Brochea ușile. Pentru că noi suntem chiriași. Iertare este o parte de a sluji. Iertare este o parte de slujirea. E ca și slujești. Moment când ai iertat pe cineva, ai slujit-o, ești ca și servitor pentru omul aceea care ai iertat. Ca să mă înțelegeți foarte clar aceste cuvinte. Așa să vorbiți lui Iosif. Așa să vorbiți lui Iosif. Iată nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Iată acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei însuși cu față la pământ înaintea lui și i-au zis: suntem robii tăi, suntem robii tăi. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, căci sunt eu oale în locul lui Dumnezeu. Sunt eu oale în locul lui cine? Dumnezeu, adică eu nu am voie să mut acesta stâlpi. Nu am voie să mut acesta stâlpi care Dumnezeu a pus. Nu am voie. Pentru că eu nu am cum, nu că el nu poate să bată pe ei, face ce vrea, aruncă pe ei în gunoi, el putea. Dar stâlpii de iertare, Dumnezeu a pus-o. Stâlpii aceia ține casă. Dacă dărâme stâlpii de iertare, casă vei cade și peste tine și peste cei din casa ta. Asta e probleme. Omul va poate ajunge la moarte spirituală. Înainte când nu ai iertat, ai mutat acesta stâlpii de iertare, cade casă, omul moare spirituală. Și de aceea, voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat rău în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scapă viața unui popor în mare număr. Pentru că nu ai cum ca Dumnezeu să investește în tine ca să poți să fii de folos dacă nu trăiești în avantajul de a fi o familie.
Dumnezeu să vă binecuvânteze în acest moment. Să nu uitați că avantajul de a fi o familie, ne-am vorbit în această zi, punctul 1, împărtășind împreună. Încercați cu orice posibil lucrul acesta. Diavolul să vă lupta ca să nu împărtășim împreună, dar luptați ca să împărtășim împreună. A doilea este bucurie. Luptați ca bucurie să rămână în casă. Supărarele, nemulțumirile, lucrul acesta nu păține nouă. Nu păține nouă, păține cei din lume, nu de noi. Nu de noi. Și a treia rând este iertare, care ne-am vorbit, să nu mutat stâlpi de bucurie în casa voastră, să nu mutat stâlpi de iertare în casa voastră, să nu mutat stâlpi care spune împărtășind voi împreună. Este grinzi casei, centură casei, împărtășind împreună. Este centură casă tare, care ține legat ca să nu se crapă, se cade casei. E foarte important lucrul acesta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Hai să ne rugăm în acest moment, în acesta încheiere, acest mesaj. Mă rog pentru tine, în numele lui Iisus Hristos. Doamne, mă rog ca orice duh obraznic care vine ca să aduce dezbinarea în familie cuiva, să dispară în numele lui Iisus. Orice dezbinarea care vine să desparte copii cu părinți, părinții cu copii, biserica, în numele lui Iisus Hristos, se dispară în acest moment. În numele lui Iisus Hristos, sângele lui Iisus peste viața ta, mă rog ca pacea să fie în familia ta, mă rog ca soția ta să schimbe, mă rog ca soțul tău să schimbe, mă rog ca copiii tăi să schimbe, să tot familie se întoarce în același gând. Gând al Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Shalom, shalom. Vreau să închem în acest moment pentru că la 5 și ceva un pic intrăm la rugăciunea pentru eu sunt vindecat de Iisus. Aceasta va fi ora de rugăciune sau 40 de minute de rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Doresc haos și pace Hristos să fie peste voi. Shalom, shalom, shalom.